trei tineri au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț. Se pare că șoferul a încercat să depășească o altă mașină, moment în care a derapat și a ajuns cu roțile în sus, în șanțul de pe marginea drumului. Un autoturism în care se aflau cinci tineri a ajuns într-un șanț din localitatea Budacu de Jos din Bistrița Năsăud. Mașina cu numere străine și volan pe dreapta a lovit un cap de pod și s-a răsturnat după ce a derapat pe criblură. Potrivit martorilor, șoferul ar fi încercat să depășească o altă mașină și a pierdut controlul volanului. A intrat într-o depășire, ăsta, de areu, și acolo când venea sus, a intrat în capul de pod. De acolo la aer s-a răsturnat acolo în fața în jos. Tinerii au ieșit singuri din autoturism pe geam. La sosirea echipajelor de salvare, doar trei dintre cei cinci pasageri mai erau prezenți la locul faptei. În momentul în care salvatorii au ajuns la locul solicitării, au constatat faptul că trei victime erau în afara mașinii, conștiente, cooperante, însă prezentau multiple leziuni și traumatisme. Ceilalți doi pasageri au plecat de la locul producerii accidentului. Doi din trei am văzut în ambulanță, doi au plecat, de aici. Am sunat, au zis că la ce se mai stă. Tinerii au primit îngrijiri medicale la locul faptei. Ulterior, unul dintre tinerii care inițial plecase de la locul accidentului s-a întors și a cerut ajutorul medicilor. Toate cele trei victime au primit asistență medicală la locul solicitării, dintre acestea trei, doar două au fost transportate la spital. Ulterior, o a patra victimă, un tânăr în vârstă de 22 de ani, s-a prezentat la echipajul de ambulanță, acuzând dureri la nivelul capului. Trei persoane au ajuns la spital pentru investigații suplimentare. Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.